Echipamente noi pentru polițiștii din Mehedinți, aceștia vor beneficia de acum înainte de echipamente de supraveghere, dar și de articole vestimentare specifice necesare în activitatea pe care o desfășoară. Banii au fost alocați de către Consiliul Județean, iar achiziția a fost realizată de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, instituție care a centralizat solicitările polițiștilor. Să le folosiți cu maximă utilitate. Vă mulțumim mult de tot. Camere video de supraveghere cu kit complet, monitoare, dar și echipamente integrate în uniforma zilnică. Acestea reprezintă doar o parte dintre echipamentele achiziționate pentru buna desfășurare a activităților polițiștilor. De ele vor beneficia cu precădere cei de la Serviciul de Investigații Criminale, dar și agenții din 24 de posturi de poliție din județ. Banii au fost alocați de Consiliul Județean. Acum a venit rândul Inspectoratului Județean de Poliție să-și preia echipamentele și ceea ce am achiziționat noi din bugetul ATOP. Pe de o parte, pentru Serviciul de Investigații Criminale am achiziționat echipament tactic, așa cum a fost solicitat de IPJ la începutul anului, iar pentru 24 de posturi de poliție comunale am achiziționat 24 de kituri pentru supraveghere video, un kit conținând trei camere, un DVR și restul echipamentului. Reprezentanții Inspectoratului Poliției Județene au declarat că astfel de achiziții au loc periodic. Pentru noi sunt echipamente foarte bune, ne sprijină foarte mult în activitatea curentă. Monitorizarea posturilor de poliție e o activitate foarte importantă pentru noi, iar echipamentele tactice sunt benefice în activitatea curentă a colegilor din investigații criminale. În cadrul ultimei ședințe din luna august a Consiliului Județean a fost aprobat un amendament la proiectul de rectificare a bugetului județului, care a prevăzut alocarea sumei de 100.000 de lei pentru achiziția de aparat de tip drug test pentru a sprijini activitățile polițiștilor mehedințeni. Aceste aparate vor fi achiziționate în perioada următoare.